Dacă ești absolvent al unei instituții de învățământ secundar și terțiar în 2014 și te interesează perspectiva angajării, acum ai această oportunitate. Schema de ajutor de minimis, locuri de muncă subvenționate, vine atât în sprijinul absolvenților cât și al IMM-urilor dornice să încadreze în muncă tineri ieșiți de pe băncile școlii. Proiectul implementat la nivel național și divizat pe cele 8 euroregiuni este unul inovativ și se bucură de o finanțare europeană în valoare de aproximativ 40 de milioane de euro. Presupune sume nerambursabile acordate pentru plata salariului net de 900 de lei pe lună pentru un tânăr cu studii medii și 1300 de lei pe lună pentru unul cu studii superioare. Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea procesului de tranziție de la școală la viața activă pentru 800 de tineri absolvenți din fiecare dintre cele 8 regiuni, precum și creșterea gradului de ocupare și adaptabilitatea grupului țintă la primul loc de muncă prin furnizarea de activități de informare, consiliere, învățare la locul de muncă și subvenționarea cheltuielilor salariale. Șomajul în rândul tinerilor este de 23,9% în momentul de față în România, iar numărul șomerilor cu studii superioare este de 22.948, din care 6.853 cu vârste de până în 25 de ani. Lipsa unui proces de orientare eficient și a unei corelări clare între cererea și oferta de competențe, dar și reticența firmelor de a angaja persoane tinere, îi împing pe aceștia înspre șomaj și risc de sărăcie după finalizarea studiilor. La toate acestea se adaugă și bugetele de austeritate cauzate de criză. Înscrierea în cadrul proiectelor se va face prin completarea online și sau prin tehnoredactarea și depunerea la Oficiul Teritorial pentru IMM-uri și Cooperație a formularelor de înregistrare disponibile în format editabil și electronic pe site-ul www.aippimm.ro cu înscriere continuă până la epuizarea bugetelor alocate. Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor! Vin cu o veste bună pentru dumneavoastră, tineri absolvenți care vă aflați în căutarea unui loc de muncă, dar și societăți comerciale care căutați tineri absolvenți pe care să-i încadrați în timpul muncii. Vorbesc despre un proiect cu finanțare europeană, cu o valoare destul de mare, vorbim de 40 de milioane de euro, proiect european care dă posibilitatea, așa cum spuneam, tinerilor absolvenți să își găsească un loc de muncă. Este vorba despre proiectul Schema de ajutor de minimis, locuri de muncă subvenționate pentru tinerii absolvenți de studii medii și superioare. Acest proiect cu finanțare europeană este împărțit pe 8 regiuni la nivel de țară. Am să vă rog să-mi permiteți să vă spun și care sunt aceste 8 regiuni înainte de a vă prezenta invitatul meu din această după-amiază. Vorbim de locuri de muncă pentru tineri în București și regiunea Sud-Est, locuri de muncă pentru tineri în București și regiunea Centru-Brașov, locuri de muncă pentru tineri în București și regiunea Sud, locuri de muncă pentru tineri în București și regiunea Sud-Vest, locuri de muncă pentru tineri în regiunile București, Ilfov și Nord-Est, locuri de muncă pentru tineri în București, Ilfov și Nord-Vest, locuri de muncă pentru tineri în București, Ilfov și Vest și cea de-a opta regiune, locuri de muncă pentru tineri în București, Ilfov și Centru Târgu Mureș. Invitatul meu din această după-amiază, domnul Adrian Panait, director Direcția de Politici Antreprenoriale în cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism. Bună ziua! Bună ziua și vă mulțumesc mult pentru invitație. O să încep și eu prin a spune că departamentul nostru pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism are ca activitate principală, sau Direcția Generală de Politici Antreprenoriale are ca activitate principală implementarea de programe și de proiecte, fie că sunt programe finanțate de la bugetul de stat pentru încurajarea IMM-urilor, fie că sunt proiecte cu finanțare europeană, cum este cel de față, proiectul de locuri de muncă subvenționate pentru tineri absolvenți. O să specific că vorbim aici de absolvenți 2014, de studii medii, așa cum ați menționat, sau de studii superioare, nu neapărat cu diplomă de bacalaureat sau diplomă de licență, este de ajuns să aibă o adeverință de absolvent sau un certificat că a absolvit studiile medii sau superioare. Obiectivul acestui program este acela de a integra pe piața muncii pe acești absolvenți care vin după o perioadă de școală fără experiență în muncă și de a-i ajuta prin subvenționarea salariului pe care o să-l ofere angajatorul, viitorul angajator, cât și a contribuțiilor angajator și angajat, sunt toate eligibile pe proiect. În ce constă această subvenție?
În cazul absolvenților cu studii medii, dar și în cazul absolvenților cu studii superiori. Pentru cei cu studii medii este un prag de 900 de lei subvenția salarială și aici se adaugă cheltuielile, contribuțiile angajat-angajator care sunt de asemenea eligibile, iar pentru cei de studii superioare pragul este de 1300 de lei. Iarăși sunt praguri la angajare în funcție de tipul de întreprindere mică și mijlocie. La micro-întreprindere avem un maxim 3 locuri care pot fi subvenționate, 3 noi locuri de muncă. La întreprinderea mică sunt 10, dacă nu mă înșel, locuri de muncă, iar pentru întreprinderea mijlocie sunt 15 locuri de muncă maxim care pot fi subvenționate. O condiție pentru a beneficia de această subvenție ar fi pe perioada de care a beneficiat de finanțare, IMM-ul este obligat să țină o perioadă egală a cei absolvenți pentru care a primit ajutor de minimis. Un exemplu simplu, dacă o micro-întreprindere aduce 3 angajați prin intermediul acestui proiect și primește finanțare pentru salariu, pentru a subvenționa salariul și contribuțiile angajat-angajator pentru o perioadă de 6 luni, are obligația de a-l ține încă 6 luni din fonduri proprii pe acel absolvenți sau pe acei absolvenți. Vorbim astăzi despre regiunea București, sud-estul României. Care este situația în ceea ce privește câmpul muncii? Așa cum ați menționat și dumneavoastră, schema de ajutor de minimis are acoperite toate cele 8 regiuni de dezvoltare. Fiecare regiune de dezvoltare are caracteristicile ei. Dacă ne referim la proiectul de astăzi, e clar că avem un potențial turistic foarte mare pe zona de Constanța. Avem și oficiu teritorial pentru IMM-uri și cooperație în subordine, tot în localitatea Constanța. Acoperim acolo județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea. Având în vedere și acest potențial turistic al zonei, majoritatea absolvenților angajați pe acest proiect sunt în turism, angajați de către societățile comerciale cu preponderență activitatea în turism. Până la această oră, de exemplu, vă pot spune, deoarece proiectul a început relativ de puțin timp, IMM-uri înscrise în program sunt 58, sunt 40 de contracte semnate și avem 120 de absolvenți care au deja loc de muncă prin intermediul proiectului. Dar eu îmi doresc prin intermediul dumneavoastră sau al universităților de acolo cu care avem deja parteneriat și aici am să menționez Universitatea Dunărea de Jos de la Galați, Universitatea Ovidius din Constanța, să diseminăm informațiile către absolvenți în așa fel încât să acoperim toate cele 800 de locuri de muncă disponibile din fonduri europene pentru regiunea sud-est. Știm cu toții, Constanța este orașul și nu numai Constanța, unde munca sezonieră este la ea acasă. Prin intermediul acestui proiect, având în vedere obligația ca acel IMM care beneficiază de finanțare trebuie să țină absolvenții respectivi cu o perioadă egală cu cea de care a beneficiat, este clar că nu o să vorbim de un loc de muncă sezonier, o să vorbim de un loc de muncă stabil. Noi sperăm să rămână în câmpul muncii și în continuare, nu numai perioada pentru care e obligat să țină absolventul, ci ei, având la dispoziție un minim un an, să învețe exact ce au de făcut la societatea respectivă, să rămână împreună și să lucreze în continuare. 148 de absolvenți, spuneați dumneavoastră, pe această regiune, deja încadrați în... 148, din care 66 pe studii medii. Asta și 82 pe ce studii predomină? Superioare. Predomină studiile medii sau superioare? Pe această regiune deocamdată, dar eu repet, suntem încă la început și ne dorim să acoperim toate cele 800 de locuri de muncă. Deocamdată predomină studiile superioare, având în vedere și parteneriatele pe care le-am făcut cu universitățile de acolo și ne-au sprijinit, ne-au ajutat în diseminarea informațiilor către bazele lor de date de absolvenți 2014 și asta a adus oarecum o cifră relativ un pic mai mare de studii superioare, de absolvenți de studii superioare. Dar nu aș lua-o ca pe o regulă, suntem la început și sunt convins că și cei cu studii medii au locuri de muncă în județele respective, au locuri de muncă destule puse la dispoziție. Conform proiectului, aceste 800 de locuri, în cât timp trebuie acoperite?
Există un termen limită? Există un termen limită. Noi ar trebui în următoarele 3 luni, maxim 3 luni, să acoperim toate cele 800 de locuri de muncă, dar există la fel de bine și posibilitatea de a semna un act adițional la contractul pe această schemă și să-l prelungim încă 2-3 luni în cazul în care nu reușim să acoperim maximum de locuri de muncă, 800 pe regiune. Există obligații în ceea ce privește atât pe tânărul absolvent, dar și în ceea ce privește societatea comercială? Am să le tratez separat și am să vă spun cu permisiunea dumneavoastră și pașii pe care trebuie să-i urmeze un absolvent. Deci se intră pe site-ul aippimm.ro. Site-ul este al Direcției Generale de Politici Antreprenoriale și are în general toate programele pe care le derulăm, fie ele din fonduri de stat sau din proiecte europene. De acolo se descarcă un formular de înscriere, este foarte simplu, are în jur de 20 de câmpuri. Se urcă sus în aplicație formularul completat împreună cu un CV și împreună cu o copie după cartea de identitate sau buletin și adeverința de studii medii sau de studii superioare. Tot acest proces nu durează mai mult de 10 minute. Este facil de înscris, deoarece se poate face înscrierea de la școală, de acasă sau din altă parte unde este conexiune internet. Acest formular se înregistrează în baza de date de absolvenți 2014 pe proiectul pe care s-a înscris absolventul. Este contactat și înștiințat de acest lucru, după care acest formular are 8 sau 10 domenii în care angajatul își dorește să fie angajat. Finanțe, inginerie, profesii liberale, IT, telecomunicații, marketing, office, sănătate, servicii, vânzări sau muncitori tehnicieni. În funcție de ce, unde dorește să fie angajat, se bifează, iar noi cu baza noastră de date de IMM-uri înscrise în program, nu facem altceva decât să îl ducem la un interviu și să semnăm acordul de finanțare în cazul în care a trecut acel interviu cu IMM-ul angajator pentru a derula proiectul mai departe. În funcție de unde dorește să fie angajat sau în funcție de calificarea pe care o are, de liceul sau facultatea pe care a terminat-o, de profil? În funcție de criteriile pe care le caută IMM-ul angajator. Acum, există un alt tip de formular, tot pe site-urile pe care vi le-am spus, unde IMM-urile interesate completează acel formular și bifează domeniul unde caută absolvenți 2014 de angajat. Având, meciuind aceste două domenii, noi nu facem altceva decât să-i consiliem și să-i punem împreună. Are loc un interviu între firmă, angajat și angajator. Dacă totul se termină cu bine, semnăm un acord de finanțare chiar în momentul în care cei doi se întâlnesc. Ei se pot întâlni la sediul firmei, ei se pot întâlni în spațiile România Hub pe care noi le punem la dispoziție pentru derularea acestor proiecte și nu numai, și a programului România Hub în sine și a celorlalte programe de sprijinire a IMM-urilor. Pot veni la noi, acolo să aibă loc interviul, acolo să semnăm acordul de finanțare, după care, când vin cu documentația de decont, se fac și plățile. Acești 148 de absolvenți despre care vorbeați pe regiunea București Sud-Est, au urmat și ei la rândul lor acești pași despre care dumneavoastră vorbiți? Da. Procedura a fost cea pe care ați prezentat-o? Exact, asta este procedura de înscriere. S-au înscris pe site, au trimis acel formular, au fost contactați că sunt în baza noastră de date și în funcție de domeniile unde au dorit să fie angajați, le-am făcut legătura cu IMM-urile angajatoare și atunci au semnat acord de finanțare împreună. Există și situații când IMM-urile au deja identificați din piață acei absolvenți. Pașii sunt aceiași. Acei absolvenți deja identificați care se doresc a fi angajați în SRL-ul respectiv trebuie să completeze acest formular. IMM-ul ne nominalizează din baza noastră de date, după care se semnează direct acordul, e chiar mai simplu. Dar pentru IMM-urile care nu au identificat în piață absolvenți, avem această bază de date care le stă la dispoziție pe domeniile care li se potrivesc. Vorbeați puțin mai devreme de niște parteneriate încheiate deja cu Universitatea din Constanța și cu cea de la Galați, cu Dunărea de Jos. Cât de greu este să încheie un astfel de parteneriat? Ați întâmpinat obstacole sau totul a fost așa foarte lin? Atunci când și entitățile publice și entitățile private se implică într-un proiect atât de frumos cum este acesta de locuri de muncă subvenționate și cu absolvenți, cu oameni tineri,
nu este nimic greu. A semna un protocol înseamnă să legiferăm o acțiune comună. Nu este foarte greu să îl semnezi. Mai greu este să te implici după aceea, dar cele două universități pe care le-am menționat se implică alături de noi. Și până la urmă această implicare se rezumă la a disemina informația acolo unde este nevoie de ea. În cazul lor către absolvenți de universități. Menționez că sunt primele două protocoale semnate. Noi mai avem de gând să semnăm, proiectul a început relativ recent, cu restul universităților din regiune, în așa fel încât să ne atingem targetul de 800 de locuri de muncă. Target de 800 de locuri care spuneați că trebuie atins în 3 luni. În 3 luni de zile, veți da. Reuși acest lucru? Eu consider că vom reuși. Cu deschidere, bineînțeles, din partea tuturor factorilor implicați. Și din partea factorilor implicați și avem și oficiu teritorial pentru IMM și cooperație la Constanța cu personal foarte bine pregătit și personal care se implică. Eu spun cu siguranță că vom atinge targetul și dacă va fi nevoie să suplimentăm buget, cu siguranță vom găsi resurse să derulăm proiectul și după ce terminăm această schemă de ajutor de minimis, să-l continuăm pe bani europeni. Există niște criterii de eligibilitate care trebuie întrunite? Pentru IMM-uri sunt criterii de eligibilitate, e normal să nu aibă datorii la bugetul de stat, la bugetul general consolidat sau la bugetele locale, să urmeze pașii de înscriere, să se încadreze în categoria IMM-urilor, așa cum este ea definită legislativ de legea 346 și să depună câteva declarații pe proprie răspundere că vor implementa proiectul așa cum a fost el structurat și vor respecta obligația de a ține pe o perioadă egală cu cea de care au beneficiat de finanțare absolventul în câmpul muncii. Pe perioada implementării proiectului un IMM câte contracte poate încheia? Mai multe sau unul singur? Nu. Un IMM poate... Ne-am gândit să simplificăm cât mai mult. Un IMM poate încheie un singur acord de finanțare și în cazul în care ulterior identifică alți absolvenți sau dorește angajarea altor absolvenți, se semnează acte adiționale la acest acord de finanțare care produce efecte din momentul semnării. Care ar fi, de fapt, obiectivul general al acestui proiect? Nu vorbim doar de regiunea București Sud-Est. La modul general. La modul general, obiectivul programului este de a ajuta pe acești tineri absolvenți care ies de pe băncile școlii, care nu au experiență în muncă, și IMM-urile, pe de altă parte, de a integra pe piața muncii. În primul rând, îi învățăm ce înseamnă muncă, în primul rând, învață de la IMM-ul respectiv cum să devină responsabil la locul de muncă, iar ajutorul în sine, aceasta este menirea lui. Să-i aducem de pe la școală, la servici. În mentalitatea foarte multor tineri există acea, nici nu știu cum să o cataloghez, au așa oarecare rețineri, pentru că în momentul în care doresc să-și găsească un loc de muncă, absolvenți fiind, angajatorii le spun, bun, dar eu am nevoie de cineva care să aibă minimum 3 ani experiență. Aici este un nonsens, un paradox, nu știu cum să-l numesc. Întotdeauna un IMM, deoarece acolo există în spate sigur cel puțin un antreprenor, își dorește oameni cu experiență pe zona respectivă pentru a genera cash flow cât mai repede și pentru a-și asigura succesul afacerii. Acest proiect vine să ajute acel IMM cu subvenționare de salarii, cu contribuții asigurări sociale angajat-angajator, tocmai pentru a învăța pe absolvenți la locul de muncă, fără costuri suplimentare ale întreprinderii mici și mijlocii. Este practic un proces de tranziție, dacă pot să-l numesc așa, de la ceea ce înseamnă băncile școlii la încadrarea în câmpul muncii, la viața activă? Este o schemă de minimis care asigură exact ce spuneți dumneavoastră, această tranziție de la școală la piața muncii și oferă aceste facilități în principal IMM-ului angajator și absolventului în al doilea rând. Foarte important, pentru că vorbeați puțin mai devreme de acest formular pe care absolvenții îl pot completa online, durează 10 minute. În cât timp sunt ei contactați? În cât timp primesc un răspuns din partea dumneavoastră? În momentul în care au trimis formularul, cu siguranță unul din consilierii pe proiect îi va contacta și vor fi înștiințați că se află în baza de date a departamentului în cadrul proiectului respectiv din regiunea Sud-Est, în cazul nostru.
După care, în maxim o săptămână, 10 zile, își depindem și de baza de date a IMM-urilor înscrise pe domeniul solicitat, de obicei noi îi chemăm la consiliere, chemăm și IMM-ul la consiliere pentru a se efectua interviul. Interviul este separat de proiectul nostru, are loc între angajator și angajat, pe criteriile angajatorului, în momentul în care sunt de acord cu absolventul propus de noi din baza noastră de date pe domeniul respectiv, noi nu facem altceva decât să semnăm un acord de finanțare, parte este oficiul teritorial pentru IMM-uri Constanța, angajatorul și angajatul al acestui contract. Mă gândesc că pot exista situații în care pe parcursul celor 12 luni fie persoana angajată, fie angajatorul să-și dea seama că nu sunt compatibili unul cu celălalt și una din părți să vrea să renunțe. Poate face acest lucru și dacă da, cum poate fi umplut golul respectiv? Că mă gândesc că nicio întreprindere nu dorește să rămână cu un gol. Din punct de vedere al resurselor umane. Și nici nu-și dorește să recuperăm sumele pe care le-am alocat ca și ajutoare de minimis, fiindcă nu reușește să țină absolventul. Deci aici ne-am gândit de la început și am trecut în metodologie. O perioadă de 30 de zile, o perioadă de grație, în cazul în care se întâmplă, IMM-ul nu este mulțumit de prestația absolventului sau invers, are timp 30 de zile să găsească, tot prin intermediul nostru, prin baza noastră de date sau individual, să găsească un alt absolvent care să corespundă proiectului și să-l angajeze. Nu facem altceva decât să decalăm acel termen, acea obligativitate, să o decalăm cu perioada de maxim 30 de zile. Deci are la dispoziție 30 de zile să găsească un alt absolvent pentru a rămâne în proiect. Ce intenționați să faceți în următoarele 3 luni? Aveți de acoperit pe regiunea despre care vorbim 660 de locuri, dacă zic bine? În jur de 660 de locuri trebuie acoperite în câmpul muncii. Și colegii mei de la Oficiul Teritorial Constanța, dar și cei de aici de la București, domnul ministru în sine, domnii secretari de stat, merg acolo, merg în universități, diseminează informația, acum eu sper și prin intermediul dumneavoastră să-mi aduceți pe cei 600 de absolvenți care se uită la televiziunea dumneavoastră mult mai repede decât... Și care nu trebuie decât să completeze acel formular. Sunt pași atât de simpli. Se completează un formular, se trimite la agenție, la departamentul pentru IMM-uri, are loc o verificare rapidă a celor din teritoriu. De fapt, verificarea se face la nivel de eligibilitate. Este sau nu absolvent 2014? IMM-ul are sau nu datorii? Se încadrează sau nu în categoria IMM-urilor? Și atât. E singura verificare, după care se semnează acordul de finanțare. Eu mă bucur foarte mult că ne oferiți posibilitatea de a disemina aceste informații prin intermediul dumneavoastră. Le diseminăm și prin intermediul universităților cu care avem deja parteneriate, dar și cu care vom încheia în continuare parteneriate. Ăsta este secretul atingerii obiectivului nostru de 800 de absolvenți angajați în cadrul proiectului de față. Statul român investește în ceea ce privește educația tinerilor și aici mă refer la studiile universitare în mod deosebit, dar nu numai. Statul român deopotrivă vrea să-i țină pe tineri aici în câmpul muncii. Din păcate, sunt cazuri de tineri care odată ce au ieșit de pe băncile școlii preferă să plece să muncească în afara României. Este acest proiect și o mână întinsă către ei pentru a nu mai recurge la așa ceva? Toate legăturile pe care le avem cu universități, cu absolvenți, sunt menite să împiedice acest lucru. Că vorbim aici de programele cu finanțare nerambursabilă pe care tot noi le derulăm. Pentru tineri, pentru startup-uri, programe care oferă workshop-uri de pregătire antreprenorială, cum e programul UTADE în Pretec, programe chiar în arii diverse, meșteșug artizanat. Avem un program de meșteșug artizanat pentru absolvenți tineri sau alte persoane din această ramură din teritoriu. Încercăm, avem o paletă largă, o ofertă largă de posibilități, în așa fel încât să împiedicăm această migrare spre exterior. Și prin tot ceea ce spuneți dumneavoastră, contraziceți oarecum mentalitatea colectivă. În România nu sunt locuri de muncă. Termin o școală, dar nu am unde să mă angajez. Există această percepție la nivel de țară.
Cu siguranță, cine crede acest fapt nu le-a căutat unde trebuie. Deci trebuie să le cauți, nu să vină ele către tine. Absolut. Aici este, de fapt, cheia. Locuri de muncă există. Să vă mai spun un secret. Pe programele de finanțare nerambursabilă, unde avem IMM-uri beneficiare, cheile de interes ale statului român pentru a ajunge la finanțare cu punctaj mare sunt exact aceste locuri de muncă. Avem bugetul limitat pe anumite programe pentru câtă dorință de finanțare există pe piață în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii. Dar accesul la finanțare, dacă se face pe un punctaj dat de cheile noastre de interes, și aici vorbesc de cheile tuturor de interes, nu ale mele sau doar ale guvernului, crearea de locuri de muncă reprezintă un interes național. Implementarea de business-uri în mediul rural, iarăși, reprezintă un interes național. Este, și atunci, favorizat mediul rural? Pe toate programele de finanțare, cel puțin anul acesta, în 2014, au fost punctate suplimentar planurile de business sau planurile de investiții implementate în mediul rural. De asemenea, au fost punctate suplimentar persoanele aduse în câmpul muncii din rândul categoriei de șomaj. E clar că statul câștigă, în loc să plătească, nu știu cât e, 600-700 de lei un ajutor de șomaj, să-l introducă pe câmpul muncii, deja din cheltuială devine venit. Și atunci punctăm suplimentar și acest lucru. Punctăm suplimentar angajarea absolvenților, în general. Deci pe programele naționale finanțate de la bugetul de stat, absolvenții reprezintă o prioritate. Mai ales în datorită faptului că nu foarte mulți au luat bacalaureatul. A văzut toată lumea că e un procent foarte scăzut de tineri care au luat acest bacalaureat. Ne-am gândit și la acest segment, de asta am scos obligativitatea diplomei de bacalaureat. Poate să fie absolvent de studii medii și se cheamă absolvent de studii medii și fără diplomă de bacalaureat, dacă dorește să intre în câmpul muncii de pe această poziție, o poate face prin intermediul proiectului. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste lămuriri extrem de importante. Emisiunea pe care ați urmărit-o face parte din campania de promovare a proiectului Locuri de muncă pentru tineri în București și regiunea Sud-Est. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, investește în oameni.